aflu în această seară, aici în mijlocul dumneavoastră, sunteți atât de frumoși și atât de... Ce cântăm, băi, scoară? Cu trei știoare, trei dăm la Mărioare. Ăștia de la Telemorman. Ce să gândesc? Bă, când cânti ceva, trebuie să cânti bun cățel, bro. Adică să ai talent să vii cu orchestră. Vin șase băieți, cânt aici. Chiar veni să cântă. Vezi, uite după fete, mă, ca băieți. Eu sunt om serios. Mă ocup de folclor, mă ocup de muzică. Am o melodie frumoasă pentru noastră. Astă seară vreau să mă lansez, să vă cânt folclor autentic românesc. Vin cu taraful meu special, înțelegi? Avem și daruri cu poze, bineînțeles. Deci îmi place mie folclorul. Am fost în turneu cu ăsta, zi, tată. Auzi, tată. Ți-a făcut? Tată, la dă scrisul mai sus, că nu înțeleg ce scris. Tată, la bingo, dai ceva. Dom'le, văd pe ăștia folcloriștii. Vin unii, pun un CD, se învârte ăla și ăsta dă din gură, știi? Băi, tată, ce cântă, mă, ca ți-aș gură la? Nu cântă nimic. Fraților, când îți respecti publicul? Păi vii, bă, nene, cu un taraf adevărat, vii cu orchestră. Nu, astă seară vreau să mă vedeți în compania, poate, una dintre cele mai celebre orchestre de muzică populară de la noi din țară. Veți vedea și noastră ce se întâmplă aici. Veți vedea grupuri ritmic, viori, țambale, dirijori, suflători, orice. Pentru că astă seară, doamnelor și domnilor, permiteți-mi să invit în fața dumneavoastră orchestra Plaiului Regorșului din Piatra Neamț. Aplauze, vă rog! Să intre orchestra! Să intre orchestra, vă rog. Să vă dea Dumnezeu prin sănătate și numai bine. Eu sunt singurul care am ajuns până la Măgurență. Moară mama. De trei zile suntem plecați cu autocarul. Păi stai puțin, unde e orchestra, dumne? Vine, vin pe rând, vine și ăla cu țambalul, împinge pe aici, a rămas la grătar. Păi și ăla cu contrabasul unde? Ăla cu contrabasul a rămas la doamna aici, așa aia, doamna... Sunt trei doamne aici, așa, care îi face o suflare la cântare. Doamna, se rămâna. Doamna fără magmutele, i-a luat ăsta, îi suflă în vuvuzelă și vine imediat. Și vine toată orchestra până dimineață, că am înțeles că la Măgureni ține trei zile. Bine, și și dormim la primar. Și matale, ce te bagi în față aici? Păi nu mă bag, dar am auzit de orchestră, îi vă zic pe ăștia de la Telemorman, aia cu aia, hai, trei stioarea, să un pic pe Mărioara. Până în deal la Mărioara? Nu, la noi este un film la Mărioara, așa e, da. Da, ce să facem, mai aveți și personaje de-astea, înțeleg. Fiți recunși, vreau să vă întreb mai puțin, în primul rând aici da. Se face un act artistic, și nu se vorbește tâmpene. Îmi cer scuze că vă rog să vă controlați. Eu m-am întâlnit cu unii jumate din ei în spate acolo, sunt pe... Am băut cu doi și acum m-au pupat pe gură, pe cui eu n-am știut că l-am măgurit, bărbații, cum să... Dom'le, putem să fim un pic serioși? Da, dom'le, să oară, mă rog, din suflet. Uite, deci și nu mai dăm de drăguțe în față aici, așa. Să rămână, domnișoară. Numai fete mari avem pe prima bancă aici. Vezi, poate te bași peste mine. Am văzut că o doamnă e cu ochii pe tine. Ca pe butelie. Să ne trăiți. Știi ce vreau să vă întreb? Că nu vreau să vă rețin mult, că am auzit că mai e și muzică ușoară și de dans. Așa. Dansează și... Vreau să vă întreb dacă avem cazare și masă asigurată. Poate aveți cazare. Cazare unde, dragă? Aici? Hai să revenim. Nu fii țigan, te rog. Nu sunt țigan, doar jumate. Atât. După mamă. Da. Stimați spectatorii, haideți să revenim la programul care vi l-am propus. Da. Este un program serios, un program autentic. Fiți răbuți, eu nu știu cum vă cheamă, că nu v-am văzut pe afiș. Dumneavoastră sunteți gurist sau cu ce ați venit aici? Sau cu ați venit cu tiribombele?
Că aveți căciula asta de bolache pe cap roșie, așa? Și am crezut că ați venit cu, cu Cătălin Botezatorul prezentare de modă la Măgureni. Mă, ta când ai plecat de acasă, te-ai uitat în oglindă? Noi n-avem oglindă acasă, că toată familia bine, așa. Am să-ți povestesc ceva despre fața ta. Da, am înțeles. Acum vrem să știm, stai cu spate sau cu fața? Asta e fața și ăsta e spate. Mamă, ce față de spate ai, să moră dacă te vin. De-aia mi-a zis un domn, vezi cum te uiți, că vezi că dai cu spatele, nu? Îmi cer scuze că... Veni cu fața aia, te dai și mecheră, aici cu nasul ăla zici că e drâmbă. Mama, ai nasul ăla, parcă e pană de contrabas. Să mor tu, ți se închide buletinul din cauza nasului. Sincer? Ce dracu, mă, carâmba aia, ăla-i nas. Nu-i la mișto? Ia-l dracu cu bretonul tău să fii. Ia-l dracu cu bretonul tău. Ăla zici că e aeroport de muște. Poți să stai serios? Ne luăm da, la Caterinca. Da, nașule, simt păi da. Vă rog frumos. Să trecem la folclor, stimați spectatori. O să încep cu o melodie pe care dă-mi un do major, te rog. Mă duc să-l iau de la mașină. Do major la vioară. A, la vioară? Da. Ce faci, mâncățaș? N-ai coarde, băi. Am avut două. Două, mă, că ți-am dat patru. Păi două au plecat. Dacă nu le-am dat banii, știți că nu stau de nedreacu acum. Coarde de vioară, mă. Da. Am înțeles. Da. Uite, e bine, nașule. Deci cu vioara n-avem ce să cântăm, o să cântăm o melodie, cântăm a capela. Avem și mormântare astă seară? Când mergem la capelă. Sper că nu ne dă primarul și colibă, dă-ne dreacu de aici. Ne dă colibă scala la mulți ani, băiete. Am mâncat la colibă de mă. A capela este un fel de a cânta fără acompaniament orchestral. Am înțeles. Da. O să încep cu o melodie de folclor autentic. Măi, alo, copiii, mucle-s acolo. Nu, lasă că repetă, că intră după noi. Fă ordine acolo. Păi nu pleca acolo, ai făcut ceva. Da. Sigur. Că o cântați dumneavoastră acum? Da, o melodie care am cunoscut-o recent din zona folclorică Eforie Nord. De la Eforie am scules-o. Da. Păi ce trebuie că ați căutat acolo? Am fost la plajă. Și eu am fost la aia de umblă cu zrangavela goală pe plajă pe acolo. Nu, acolo e la nudiști. La nudiști, da. Da, acolo să te duci tu cu măta. Da, da. Păi cu mama am fost, cu mama a unui prieten, da. Cu mama. Avem și tâmpiți în orchestră, asta e asta nu era trecut în program. Dă-mă, dracu, ce-am dat-o. Haide, serios. Da, hai serios, dă-ne, dracu, hai să terminăm, că după asta intră ea cu folclorul. Că n-au cântat la folclor astăzi de... sau acribicii. Și Constantine au cântat-o de 30 de ori. O mai avea și primarul și cu viceprimărița să mai cânte atâta. Poți să cânt ceva? Da, Constantine! Hai lele de la ora știem la 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 hai ha hai hai te-am chemat aici să faci ca pui de măgar. Am simțit nevoia să intru. Eu nu mai simți. Da. Simți nevoia să ieși. Hai lele de la ora știem la 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 la. Poate zici ceva că te ia mama dracu. Da, dracu, decât să iau bătaie. Hai vin scojoace-n Eforie la 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 la. Și când faci în mare baie la 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 la. Au miroșa brânză de oaie la 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 la. Au miroșa brânză de oaie la 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 la. Că nu te-ai spăla la pe băi!
O miroțea brânză, dă-o dreacu de aici așa. Ele cu altceva nu putea să vină, cu parfum, cu floricele, cu căcat, cu ceva, cu altceva. Păi nebunule, în primul rând, călălea de la orășie. Da? E o doamnă, bă. E doamnă? E bărbat. Păi da. Din melodie părea că e bărbat, să moară mama, dacă ca să nu ziceam. Hai, ha, da. E doamna, n-are cum să aibă de spălat rufe de-alea de spui tu. Îmi cer scuze, da. Maestre. Da. Sigur că n-avem cum să cântăm și toate bunele noastre intenții, da, da. Se duc pe apa sâmbetei, da. Mă înțelegeți? Da. Să cântăm una de-a noastră. Da, dacă dumneavoastră ziceți, cu acompaniament. Cu acompaniament orchestral. Orchestral, pe bandă. Maestre, lăutarii, vă rog. Lăutarii, intrăm acum, da? Da. Hai să... Mă, ce dreapă, mă, mă, sunt de la Basilica, așa, hai! Hai, mă, Murelio! Noi suntem lăutarii cei mai buni, n-am mai mâncat de două săptămâni. Norocul ne-a cici, cântăm la nuntă și la cumetrie. De două luni am prins-o sindrom fie, am mai cântat ceva pe școala. Dar n-am sub nici măcar o acadea, s-o dau pe-a mea. Că nu-și cumpra cu tele, pică frate, numai dar ne sponsorizate. Hai! Cântăm de dor, de amor. Hai, hai! Hai de ochi, de orice doriți, la pomeni, la meseni, divorțați și căsători. Ia fă! Ardă pe cuvânta! Ardă pe mătă! Credeam că o să scăpăm de berele, ciu-ciu, și or să dea barosani cu lovele. Mucles! Acum după 2 ani de la votare, au, pedale și bani de lumânare, au, cântăm la senator și barosani, că ăștia este singurii cu bani. Cântăm mereu, cântăm de bucurie, cântăm orice că suntem poferie. Hai! Cântăm de dor, de amor, de leon, de orice doriți, la pomeni, la mesei, divorțați și căsătoriți. Hei! Bravo, Gogule, ai avut final? Am avut finalul. Ai avut cădere? Da, da, cădere. Ai avut cădere? Da, am zis să strâng să nu... Stimați spectatori, iubiți, prieteni, astă seară bucurie mare aici la Măgurem. E un băiat care însuflă în curând aici cu semnalul. Și să ne sufle, da, să ne sufle cum trebuie. Și nu, nu la... Să sufle între ei, da. Nașule, dacă vrei să îți spun, îmi cer iertare că am întârziat astăzi, tocmai de-aia ziceam, că vin imediat. Mai nici tu trebuie să vorbești. De ce? Mai bine ai tace din gură. De ce? Pentru că ești neserios. De ce, mă, nașule? Pentru că nu ești punctual, bă, și n-ai caracter. Păi eu am zis ceva, mă, nașule, că mata ești moldovean, să fiu al dracu, n-am zis nimica. Ce are, mă, dacă sunt moldovean? I-am zis că aici, în lumea la Măgurei, nu mai scrie pe poartă avem câine rău. Dar ce scrie, mă? Scrie avem moldovean în gazdă. Bă, nu ți-e rușine, bă, mă? Ce retare, așa mi-a zis cineva. Păi ne luăm peste frecție aici, mă? Nu, nașule, să moară... Eu m-am luat de tine că tactul când a văzut franzele... Că ce, că sunt oltean? Păi da. Păi și ce are dacă sunt oltean? Doamnă, dacă ați rămas cu prazul în cap, vă rog frumos, nu mai e cum era. Doamnă, dacă ați rămas cu prazul în mână, fiți atent. Vă rog eu frumos, nașule, sigur. Păi cine antrenează pe ăștia de țipă? Ăștia țipă de foame, țipă. Nu, mă, lasă-i în pace, dă-i drumul. Aia e, nașule, ce dacă sunt de la Craiova, are vreo treabă? Nu, mă, urtenici sunt băieți buni. Păi nu... Ăsta taxul, când a văzut franzelă prima dată, a mâncat-o cu pâine. Noi, să mor eu, deci nu știți pe ăștia la Craiova. Mă, apropo că era vorba de... Tu știi cum face oltan ca testul de sarcină? Testul de sarcină? Ha? Nu știu cum îl face. Îi bagă prazul. Dacă este prazul mușcat, înseamnă că e gravidă.
Bă, nașule, eu zic să glumesc cu Matale un pic așa, dar văd că Matale te dai la mine grav de tot. Ce făcuși, făie și prazul mușcat? Da, băi, și prazul, băi, așa. Știi că la noi, în zona aia acolo, vreau să te întreb, știi de ce pe Oltenii, în zona aia la noi acolo, îi îngroapă cu fundul sus? A? Nu, de ce? Ca să-i pupem cu rea care vorbesc de ei. Bă, și dacă nu vă pupă nimeni, cum faceți? Vă pupați între voi? Bă, tu știi de ce îi îngroapă cu curul în sus pe Olteni? Nu sună, sună. Când vin rudele duminica la cimitir, să aibă un să-și parcheze bicicletele. Da, mă, nașule, iartă-mă, înseamnă că-l bătrân 100% are niște anvelope între buși la ora asta. Bineînțeles, mă, da. Da. Da, ce vreau să te întreb? Bă, astăzi dimineață. Da. Te-am așteptat să vii, că am zis că plecăm împreună la Măgurei. Da, am așteptat ca vaca și tu n-ai venit. De ce? Am încercat, nașule, am plecat normal de acasă. De dimineață? Normal n-aveai cum, că tu nu ești normal. Da, e adevărat, am plecat dimineața de acasă, am dat telefon la taxi, nu mi-a răspuns la taxi și m-am dus într-o stație de autobuz ca să aștept autobuzul. Așa. Și m-am dus în stația de autobuz, era un pic răcoare așa, că s-a răcorit și la București. E frig al dracu, pe cuvânt. Nu e ca aici, dar e frig. Am văzut. Când mă uit în spatele meu în stație, văd că era o casă cu perdelele trase și cu lumina prinsă. Cu perdelele trase cum? Erau trase așa, trase. A, se vedea în casă? Se vedea în casă, da. Era lumina aprinsă? Lumina aprinsă. Și pe tine te-a deranjat că era la cu lumina aprinsă? Păi la 5 dimineața ce dracu să cauți cu lumina aprinsă? Și vreau să stea pe întuneric, bă, nebunule. Și zic, bă, ia să mă uit, o să văd ce dracu fi, poate o fi vreo urgență. Normal, că așa îți bași tu nasul, toate căcaturile, că te-ai știut. Mă, urcă pe cărămida aia care era acolo și mă uit în cameră. Ce crezi că văd? Ce văd? Pe un pat era o doamnă acolo. O doamnă. O doamnă, dormea. Nu. E, dormea pe dracu. Dormea, să stea pe spate, dar era... Cum era? Era depășită. Era dezbrăcată în... Goală și cu mâine în buzunar. Așa era. Tot. Goală, da, da. Fofolanca. Da, să vezi, tot era. Și aici, tot era nenorocire. Bă, cum e? Să făcut să... Nu te grăbi, mă, mai povestești. Și mi s-a făcut să rupi ca la prostui. Nu, mă, la aia, lasă pe tine, că nu mă interesește. Da. Ia și cum... Ea era... Așa era. Era, ziceai că e neșinată. Bă, zic, și... m-au fi dracu vreo nenorocire. Și cum avea așa sau da, așa? Avea așa, normal, nu avea pe dreapta, știi? Și mă uit așa în cameră, când ce văd în colțul ălalt al camerei? Da. Un moș așa ca neapuiu. Stătea și-o încălzea la o sobă. Cine, mă, neapuiu? Nu, mă, ăla! O încălzea! O ținea! O plimba! Iar o ținea, iar o plimba! Pe cine, mă? Pe-a lui, mă, că nu pe-a mea, ce dracu! O plimba, o scutuia, o plimba, o ținea! Și când simțea că se înalță steagul, se ducea la doamna aia la pat, fuga, și că se seară, hop, se muia la loc. Bă, dă-o dracu! Dă-o dracu, am zis și eu! Iar o plimba, iar o ținea, iar o punea, iar o plimba, iar o... O punea în bătrân, dă-i, iar o scut-o, o plimba, o ținea... Pe lângă sobă, știi, să o încălzească. Când simțea că se duce, când se dădă, că se sare, când se dădă, că ținea... Băi! Se muia la loc. Frești mult aici. Așa am zis eu, mă, mai frești mult, mă, dracu, de aici. El s-a dus, i-a frecat, i-a prins-o, i-a pus-o, i-a cu tare, s-a înălțat, a sărit, acolo, s-a muia la loc. Și tu ce, mă, stăteai ca prostul și te uitai acolo. Bă, n-am mai stat, că i-am bătut în geam. Așa. Și am zis, bă, tataie, trage dracu soba lângă pat, că pierde autobuzul și nu mai ajung la Măgurești, firea, dracu să fii. Cu steagul tău. Păi foarte bine, Bubule. Foarte frumos. Foarte de-aia, de-aia și întregea. Extraordinar. Că nu știam de ce-i fața asta așa. Da, e față.
Aici aș vrea eu, aș vrea să le cântăm la stimații spectatori, ăștia care au mai fost la mare, că au fost la mare și de la Măgurei. Da, au fost plecați, da. Și dacă n-au fost, le spunem noi cu imena mare. Să ne aducem aminte pe fricul ăsta și cu ei la mare. Dar e nenorocire, să nu vă duceți cu nevasta. Dom'le, cu oricine fără nevastă. E litoralul plin, eta și asta oale, dracu. De, e divorț, să moară mama dacă te mint. Maestre. Maestre, te rog frumos. Piesa următoare. Piesa următoare, dă-i drumul. Asta, ca să ne mai ușor, ca să ne auzim. Hai! Ai toată lumea de bani de intrare, hai. Ia auzi. Grea-i viața, frățioare, ce 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 și pa. Când e nevasta la mare, coco și pompăzda. La ce plină de femei, ce 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 și pa. De ce dracu s-o mai e? Lasă-mă nevastă, lasă-mă să mor. Cu mâna mea pompăzda. Lasă-mă nevastă, lasă-mă așa. Lasă-mă mânca mei curaca. O iau fiindcă o iubesc, ci cine, cine, ci pa. Vreau să mai înveselesc, cuco și popăza. Când de dracu ce-și milă, ci cine, ci pa. Din bărbat ajungi că milă, cuco și popăza. Lasă-mă nevastă. Auzi, mănașule, ce e, mă? Dar domnul la dispate de acolo, de ce nu râde, mă? Păi cum să râde, mă, la gavos că milă toată vara? Așa e. Ia copilul, ia soacra, ia mama, ia pe mama dreptul să te ia. Dar să vă spun ce-am pățit eu cu nevastă mea la mare. Să fiu al dracu, iau-ți. Într-o zi m-a prins cu mâna, ce 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 și pa. Pe o cupăză la una, cu-cu. Stai nevastă, nu da tare, ce 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 și pa. Cu ține-am ca să nu zboare, cu-cu. Lasă-mă nevastă, lasă-mă să mor. Pe plajă la efort. Lasă-mă așa, lasă-mă mâncața-și gura, că am o doamna la ea. Dar și penele mănâncă, știi? Cum? Te văd cu nevasta la mare, cu nigrani. Nu te mai uita ca plasa, ci 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 pa. Nu vezi că sunt cu nevasta, cu cu, ci cu păza. Și se supăra Amela, ci 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 pa. Și le bate cu umbrela, cu cu, ce popăza. Lasă-mă nevastă. Ai văzut, mănașule, cum vin are dracu pe plajă? Dezbrăcate și pun așa prosopul. Cu bucine la tine să înceapă scandalul, să moară mama. De pleci la masă, cu cum, zici că pui prosopul în cuier, să moară mama. Păi să vă spun eu ce-i pe litoral. Unde dracu să te duci, ce ce că pe plajă tu mai puci. Puși crași și țâțe coale, ce 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 și pa. Te te bagă în damblale, cu cu și popăza. Lasă-mă. Bă, nașule, bă, deci am stat toate drepte ca pălul așa. Zici că ai mușcat din grenadă să moară mama. Aventuri la Marea Neagră, iau. Bine așa. Hop, hop. Ale dracu. Odată m-am îmbătat, au, ce cere, cere, ce pa. Cu una m-am încurcat, cu cu, și cu păsa. M-am umflat ca cu cumpene, m-a spără izmene, cu cu, și cu păsa. Lasă-mă nevastă, lasă-mă să mor. Pe plajă la eforie și cu 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 cu. Lasă-mă nevastă, lasă-mă așa. Lasă-mă mâncața-și gura, că am o dambla. Mai încet muzica, un pic. Asta ultima strofă e numai pentru doamne. Ia uzi. Dacă te bate năpasta, ci 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 și pa. Tot mai bună e nevasta, cucu și pupăza. Mă iubește și mă știe, ci 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 și pa. Și-mi dă și pe datorie, cucu și pupăza. Iartă-mă nevastă, iartă-mă că mor. Mai sus, mai sus, nu mai vreau la eforie, nici cu capul gol. Iartă-mă nevastă, iartă-mă nevastă.